Doamnelor, domnilor, trăiesc momente grele. Am aflat astăzi, de fapt aflasem mai acum vreo două luni de zile, de-abia azi mi-au venit papirusurile că tehnocratul Paradeli, domnul fost procuror Mircea Negulescu, fost arestat preventiv, zis portocală, s-a gândit că postul nostru de televiziune în frunte cu, evident, cu nemernicul de Ciutacu și cu simpatia lui Victor Ponta, pe Ponta l-a băgat la pache cu noi, așa, din preună cu colegii mei, Dragoș Bisticianu și Ioan Corpo, și dracu ai cu ei portocală, lasă-i mă, păi abate-te cu mine dacă ai valoare, i-am stricat imaginea publică pentru că, stați un pic, nu pentru dezvăluirile pe care le-am făcut de ani de zile, domnule Dobrițoiu, nu pentru tonele de înregistrări pe care le-am difuzat, domnule Andon, nu pentru vorbele grele pe care le-am rostit la adresa domnului Negulescu, ci pentru că i-am permis domnului Victor Ponta, noi toți trei părând și la un loc, să îl acuze pe domnul Negulescu că ar fi unul dintre factorii determinanți ai decesului cumnatului domniei sale, arestat și decedat în condițiile în care le știm cu toții, fără ca măcar dosarul penal care i s-a deschis să ajungă la o concluzie. Domnul Negulescu ne cere câte 200.000 de lei de căciulă, deci ori 4 înseamnă 800.000 de lei dacă decide onorata instanță, una peste alta, ce să vă zic? Date fiind fetișuri, că știți că și domnul Negulescu era cu mici fetișuri, dânsul avea niște fetișuri la un dat și cu noi, ceea ce a început să mă îngrijoreze până la un punct. Fetișuri pe care unii mai ageri decât el au avut grijă să le și înregistreze și în lumina transparenței să le dea publicității. Hai să ne amintim ce își dorea domnul Negulescu să-mi facă mie. Păi am zis ceva, că iar era la televizor, la Ciutacu, cu denunțătoarea de gât, cu alea, cu Claudia. Nu știu, frate, ce zice, în gură și pe el și pe măsa și pe tot neamului. Păi da, da, în gură și în gură, dar le-ai mai făcut un dosar? Bă, că ai făcut pe denunță la Opătaru, cu funcțiile, cu polițiștii, cu... N-am înțeles exact. Da, 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 da. Da, mă, ca să-i ia pe tine de fiecare dată, cum te ia capul, cum le mai... un dosar. Adică nu vreau să-l dau la temelie. Da, mă, știu că nu vrei. De data asta le-ai cerut direct manda de arestare și e băgat la câmpira. Ți-ai bătut joc de polițiști, procurori, ci că nu le-ai dat la temelie. Frumos, ca un profesionist, ce mă absolut. E clar că te-ai ofticat după ce te-a dat închiță la Ciutacu iar. Dar m-a deranjat foarte tare. Deci urât, mă, băgamea și și neamul lor de la... O să aibă și o viață frumoasă în pușcărie, adică. Îi bagi la violator în cameră ca să, ca să faci treaba cum trebuie până la capăt. De care ori puteai și da, fac să le fie bine. În gură să-i și goșii fuciți. Te bași anită? Da? Adică este un infractor de drept comun. Vreau să mai găsesc așa, un furt în buzunare și cred că îi găsesc totul și un viol. Și atunci m-am liniștit, da? Că părăsirea câmpului de luptă și zbor neautorizat, îi resim. Păi am trecut, chiar de formă. Și ăla a făcut ca acum, ne vinovat la poșterii. Acum trebuie să scrie și de ăsta, să nu știu ăsta ne vinovat la poșterii. Scrie de Sebighiță! Ce discuții au fost? Se frică să scrie de Sebighiță? Da, vă dăm oamenii, ne vinovat la poșterii, nu știu cum. Ce merg în de luni? Hai să ne întoarcem la ale noastre. Bă, măgarule, că aveai fantezii cu mine și cu Sebi băgați în arestul de la Câmpina să ne auzi salteaua și să spargi geamul, pot să te înțeleg. Oamenii bolnavi caută să se trateze cu cea. Bă, da, cu mama și cu mama lui Sebi ce ai, mă? Te întreb și eu așa. Lui ăsta, domnul Andon, trebuie să-i dau eu, dacă decide onorata instanță, că i-am stricat și am atacat imaginea și demnitatea publică, 200.000 de lei. Adevăr că are o imagine publică ireproșabilă, de profesionist al dreptului, și am îndrăznit să difuzăm o declarație a domnului Ponta, care are meciul lui cu el și pe bună dreptate, dacă mă întrebați pe mine. Păi vedeți, a ales nu cea mai virulentă dintre criticile pe care le-ați adresat, ci a ales un punct care îi se pare lui probabil mai greu de demonstrat, mai vag, unde, adică unde nu se teme că aveți probe pe care să îi le puneți în față și să-l obligați să facă proba verității.
Pe de altă parte, însă, mă întorc puțin și la fantezii. El se descalifică juridic cu acele fantezii, în afară, cu gratide, cu celula de la Câmpina, pentru că problema e total falsă, pentru calomnie, calomnie e desfințată din codul penal. Da. Asta e așa, o aiureală, dar faptul că o promovează denotă două lucruri. Unul că are o gândire morbidă sau scabroasă, cum vreți să zicem, dar asta pe un fond de necunoaștere reflexă a legii, adică să nu știi că de 20 de ani nu mai e calomnie, dovedește un prost jurist. Întorcându-mă la actualul litigiu, e clar un atac psihologic. Suma este, o spun clar și în cunoștință de cauză, ca unul care am făcut pentru interese profesionale proprii un mercurial al obligării la asemenea. La nu, 5.000 de euro nu prea trece nimic, nu se acceptă. Dar mai uită un lucru, și anume că, și aici vă sugerez public, dacă vreți o apărare, el va trebui să facă și demonstrația cât de cât vagă a nivelului în care i s-a lezat imaginea, da, nu simplu fapt că ați zis-o. Corect. Și aici va fi cam dificilă proba lui, pentru că e compromis pe multe alte situații. Este inculpat într-un da, nu este lacrima societății ca să zici că era. Deci, cum spuneam, e la intimidare, de-aia și chemat mai mulți părâți, că sunteți da, părâți. Care e ideea, domnule? Nu sunt foarte sperios de înfire. Pe aia, am, și eu, am și eu doza mea de inconștiență speră, suficient de necesară speră, să nu mă emoționez. Da, speră că vă potolește gura. Cine vă mai urmărește o lucrare? Maestră, dar l-ar ajuta pe portocală.